Pentru seara aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, Evanghelia după Ioan, capitolul 4, vom da și la versetul 1. Pagina biblică de vers este 1028. Ioan, capitolul 4, versetul 1, până la versetul 42. Un pasaj bine cunoscut de cele mai multe noi. Domnul a aflat că fariseii au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan. Însă Iisus nu boteza el însuși și ucenicii lui. Atunci a părăsit ideea și s-a întors în Galileea. Fiindcă trebuia să treacă prin Samaria, a ajuns lângă o cetate din ținutul Samaria numită Sihar, aproape de ogorul pe care îl dăduse Iacov fiului său Iosif. Acolo se afla fântâna lui Iacov. Iisus, sostenit de călătorie, ședea lângă fântâne, era cam pe la ceasul al șaselea, a venit o femeie din Samaria să scoată apă. Dă-mi să beau, i-a zis Iisus, căci ucenicii lui se duseseră în cetate să cumpere de ale mâncării. Femeia samariteancă i-a zis, cum tu, iudeu, ce ești să bei de la mine, femeia samariteancă? Idei, într-adevăr, n-au legătură cu samaritenii. Drept răspuns, Iisus i-a zis, dacă ai fi cunoscut darul lui Dumnezeu și cine este cel ce zice, dă-mi să beau, tu singur ai fi cerut să bei și el ți-ar fi dat apă vie. Doamne, i-a zis femeia, n-ai cu ce să scoți apă și fântâna este adâncă. De unde ai putea să ai dar această apă vie? Ești o oare mai mare decât părintele nostru Iacov, care ne-a dat fântâna aceasta și a băut din ea el însuși și feciorii lui și fiitele lui? Iisus i-a răspuns, oricui bea din apa aceasta îi va fi sete iarăși, dar oricui va bea din apa pe care o voi da eu, în veacul îi va fi sete. Balintă apa pe care o voi da eu se va preface în el într-un izvor de apă care țâșnește în viața veșnică. Doamne, i-a zis femeia, dă-mi această apă ca să nu mai vină, ca să nu mai fie sete și să nu mai vin până aici să scot. Du-te, i-a zis Iisus, de cheamă pe bărbatul tău și vină aici. Femeia a răspuns, n-am bărbat. Iisus a zis, bine ai zis că n-ai bărbat, pentru că cinci bărbați ai avut și acela pe care l-ai acum nu-ți este bărbat. Aici ai spus adevărul. Doamne, i-a zis femeia, văd că ești proroc. Părinții noștri s-au închinat pe muntele acesta și voi ziceți că în Ierusalim este locul unde trebuie să ne închinăm, să se închine oamenii. Femeia a zis Iisus, crede-mă că vine ceasul când nu vă veți închina Tatălui nici pe muntele acesta, nici în Ierusalim. Voi vă închinați la ce nu cunoaștem, nu cunoașteți, noi ne închinăm la ce cunoaștem, căci mântuirea vine de la iudei. Dar vine ceasul și acum a și venit, când închinătorii adevărați se vor închina Tatălui în duh și în adevăr. Fiindcă astfel de închinători dorește și Tatăl. Dumnezeu este Duh și cine se închină Lui trebuie să se închine în Duh și în adevăr. Știu, a zis femeia, care se vine Mesia, căruia zice Hristos, când va veni El are să ne spune toate lucrurile. Iisus i-a zis, eu cel care vorbesc cu tine sunt acela. Atunci a venit ucenicii Lui și se vedeau că vorbea cu o femeie. Totuși niciunul din ei, niciunul nu i-a zis, ce cauți? Sau despre ce vorbești cu ea? Atunci femeia și-a lăsat găleata, s-a dus în cetatea și a zis oamenilor, veniți de vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut. Nu cumva este acesta Hristosul? Ei au ieșit din cetate și veneau spre el. În timpul acesta, ucenicii îl rugau să mănânce și ziceau, Învățătorule, mănâncă! Dar el le-a zis, eu am de mâncat o mâncare pe care voi nu o cunoașteți. Ucenicii au început să zică, deci unui altora, nu cumva i-a dus ceva să mănânce? Iisus le-a zis, mâncarea mea este să fac voia celui ce m-a trimis și să împlinesc lucrarea lui. Nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriș? Iată că eu vă spun, ridicați-vă ochii și priviți codele care sunt albe acum gata pentru seceriș. Cine secere primește o plată, cine strânge, și strânge roada pentru viața veșnică. Pentru că și cel ce seamănă și cel ce secere să se bucure în același timp. Căci în privința aceasta este adevărul care zice, adevărata zicere. Unul seamănă, iar altul secere. Eu vă trimit să secerați acolo unde nu voi ați ostenit. Alții s-au ostenit și voi ați intrat în osteneala lor. Mulți samariteni din cetatea
aceia au crezut Iisus din fricea mărturiei femeii care zicea, mi-a spus tot ce am făcut. Când a venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei. Și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui. Și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșine și știm că acesta este adevăratul Hristos, Mântuitorul lumii. Amin. 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 De multe ori ne gândim că aranjăm noi unele lucruri, unele programe și încă o dată mă convin că, de fapt, Duhul lui Dumnezeu, atunci când noi îl lăsăm să lucreze, aranjează lucrurile așa cum vrea El. Amin. Suntem într-o săptămână în care ne rugăm pentru evanghelizare, suntem într-o săptămână în care stăm înaintea Domnului și ne rugăm ca Dumnezeu să binecuvânteze lucrările de evanghelizare, dar fi bine ca și în săptămâna aceasta să ne rugăm Domnului ca să ne facă folositori pentru evanghelizare. De fapt, trebuia mesajul acesta să predic pe 11 mai. Și Domnul a făcut așa ca să avem alte mesaje atunci și au fost frații din România și a fost bine să fie pentru prima duminică din luna aceasta când ne vom ruga pentru aceasta. Probabil, mă rog ca Domnul să vă motiveze. Pe mine cel puțin m-a motivat și rog pe Domnul să-mi dea câteva gânduri folositoare, pentru, nu numai pentru săptămâna aceasta, ar fi prea puțin să spun pentru săptămâna aceasta, sau pentru miercuri aceasta când ne vom ruga, ci pentru viața noastră în continuare, în a sluji pe Domnul Iisus Hristos. Amin. Motivul care mi-a plăcut aici a fost trezirea din Samaria. De fapt, de când m-am întors la Domnul, întotdeauna când am găsit o carte despre trezirii rituale, a fost cartea care numai de când am citit-o. A fost cărțile care m-au provocat și mi-a plăcut întotdeauna. Atunci când Domnul Iisus face trezire, atunci când Domnul Iisus face mișcare. De fapt, pentru aceasta a venit pe acest pământ, ca să ne trezească la o viață pentru Dumnezeu, la o viață cu Dumnezeu. Aceasta este chemarea noastră, ca să trăim treziri spirituale în fiecare zi, în fiecare moment, să fim treziți pentru Domnul Iisus Hristos. Apostol Pavel spune în Efeseni capitolul 5, fiți treziți, sfârșitul tuturor lucrurilor este aproape și să ne trezim, să fim înțeleți, să folosim timpul acesta, în vremea aceasta de pe urmă. Duhul Domnului m-a cercetat în ultimele luni și am spus, Doamne, dacă la început eram plin de râu, acum cu 20 de ani în urmă, când venirea ta era mult mai departe. Și acum, cumva m-am încurcat prea mult cu treburile acestea, cu nevoile vremurile acestea. Pentru că Iisus și Iisus spune în Luca, în capitolul 21, că oamenii vor fi încurcați sau să fim treci, pentru că nu numai în buibările, dar și în picujorările vieții acestea. Poate să ne facă să ațipim, să nu fim treci. Deci, haideți să ne rugăm ca Domnul să facă trezire în viața noastră. Domnul să ne învioreze prin Duhul Lui Cel Sfânt. Și El este același Domn. El este la tine, El și azi și deci. El poate să facă trezire și în Galileea, și în Grecia, așa cum a făcut în Samaria. Amin. Înainte ca să ne apropiem și să ne uităm la această trezire cu Dumnezeu, haideți să ne uităm în felul în care Domnul Iisus începe să lucreze. De multe ori noi ne gândim că este bine ca să fie o trezire spirituală, este bine ca să organizăm biserica la aceasta. Să aducem oameni care cunosc bine teologie, să pregătim predici, să cântăm, pregătim coro, să facem evanghelizări, să facem programe bine amenajate. Este bine și lucrul acesta. Dar nu aceasta este o trezire spirituală. O trezire spirituală este atunci când Duhul lui Dumnezeu lucrează în biserică și apoi prin biserică în societatea în care este biserică. Amin. Cuvântul ne arată, îi spune că Domnul Iisus aflat că farisei au auzit că el face și botează mai mulți ucenici decât Ioan, însă Iisus nu boteza el însuși și ucenicii lui. Atunci a părăsit Iudeea și s-a întors în Galileea, fiindcă trebuia să treacă prin Samaria. Acesta trebuia are două înțelesuri aici. Drumul din Iudeea spre Galileea era prin Samaria. Trebuia cumva să treci prin Samaria, dar iudeii nu mergeau prin Samaria, erau prea sfinți ca să meargă să se întâlnească cu compromisii din Samaria. Și atunci îi treceau prin Perea.
Când am citit în Pereia, mă gândeam, nu cumva veneau tocmai prin Pereia noastră, urcau corele și veneau așa prin Grecia. Știți, m-am gândit de multe ori, suntem gata și la așa ceva. Când avem prea puțină dragoste, să nu spun ură sau antipatie de cineva, suntem gata să plătim prețuri, să plătim cheltuieli, să înconjurăm ape, mări și țări, ca să nu ne întâlnim. Însă Iisus trebuia să meargă prin Samaria, pentru că trebuia să se întâlnească cu un suflet care avea nevoie de Iisus acolo. M-a încurajat lucrul acesta. Iisus a trebuit să vină în lumea noastră ca să salveze întreaga omenire, dar El a trebuit să vină să se întâlnească și cu tine personal. Aceasta este onoarea care o ai în ochii lui Dumnezeu. Că Iisus a trebuit să vină pentru tine pe acest pământ. Nu știu cât de onorat ești în familia ta. Nu știu cât de onorat ești în neamul tău. Dar ești onorat în ochii lui Dumnezeu. Că El a trebuit pe Fiul singurului Fiu ca să se întâlnească cu tine. Vreau să am o întrebare în seara aceasta. Și aș vrea ca să vă necășească întrebarea aceasta în toată jumătatea aceasta de oră. Te-ai întâlnit cu Iisus? El pentru aceasta a venit. Să se întâlnească cu tine. Această femeie, nu vreau să intru în discuțiile acestea prea multe, pentru că aici este o altă predică și aici este o altă învățătură foarte importantă. Însă ceea ce am observat aici, sau ceea ce m-au ajutat unui comentator ca să înțeleg aici, spune că femeia aceasta, sau Iisus a vorbit de 7 ori cu femeia aceasta și a vorbit de 7 ori, de 6 ori cu Iisus și odată cu iudeii. Și m-am gândit atunci când vrem să avem impact. Și fratele Portinos spune așa, dacă vrei să predici 5 minute, ar fi bine cel puțin măcar jumate de oră înainte asta să stai în rugăciune să vorbești cu Domnul Iisus. Probabil aici, și nu numai probabil, dar aici este puterea trezirilor, puterea evanghelizărilor. Atunci când vrem să avem putere în mesajul nostru, în predicarea noastră, în lucrarea noastră, este prea puțin un miercuri de post și rugăciune. A vorbit de 6 ori cu Iisus despre viața ei, despre păcatele ei, despre problemele ei, și a venit odată și a spus, veniți și vedeți. În Evanghelia după Ioan și în celelalte capitole este foarte des folosit cuvântul, vino și vezi. Primii ucenici care au mers după Iisus sau lui Ioan Botezătorul și a spus învățătorului, rabi, unde trăiești? Rabune, unde trăiești? Și ce a spus? Veniți și vedeți. Merge Filip la Natanael și spune, noi am găsit pe Mesia. Și spune, poate să iasă ceva bun din Nazaret? Și ce spune? Vino și vezi. Omenirea în care trăim noi nu are nevoie de învățătură, dar are nevoie de practici care se văd. Vino și vezi că în viața mea schimbarea care mi-a făcut-o Domnul Iisus. Veniți și vedeți un om care mi-a spus tot ce am făcut eu. De obicei, noi oamenii ascundem tot ce am făcut noi, da? Noi vrem să știe lumea ceva lucruri care le-am făcut noi, dar care ni se par nouă bune. Sunt unii oameni care în vitrină au mai mult decât în magazin. Spun multe lucruri despre ei și magazinul nu au nimic. Sunt săraci. Vino și vezi ce am acasă. Vino și vezi cum sunt eu. Vino și trăiește în fiecare zi cu mine problemele atunci când mă rovesc. Vino și vezi cum mi-a schimbat Iisus viața. Vino și mă vezi, nu numai la biserică când cânt spun poezii, dar vino și mă vezi în fiecare zi. Vino și vezi. Aceasta este puterea de a schimba, de a transforma. Aceasta face Iisus. Și dacă în seara aceasta ești aici și îți ești rușit, spune-i lui Iisus lucrul acesta. El oricum știe. Dar el vrea ca tu să recunoști. Nu te știți cheamă bărbatul tău, spune Iisus. Doamne, nu am bărbat. Doamne, sunt așa cum sunt. Cercetătorii cred că ea venea la fântână în mesul zilei când era, nimeni nu mai venea la fântână pentru că era rușie. Probabil toți o înjurau. Probabil toți o baciocureau. Probabil unii de femeile luau bărbații lor și era rușie de ea. Ești de seama. De multe ori ne dăm seama.
că nu suntem într-o stare după voia lui Dumnezeu, dar avem nevoie de cineva care să ne spune, ai valoare, așa cum ești, ai valoare. Și aceasta o face Iisus. Amin. După ce se întâlnește cu Iisus, e poate de fapt să spune niște probleme spirituale de închinare care sunt în viața ei și nu le înțelege. Dar problema numărul unu la ei era aceasta. Du-te și seama, rezolvă-ți problema cu bărbatul tău. Aici s-a spus adevărul. Deci Domnul Iisus începe în viața noastră și poate să facă o transformare perfectă atunci când îi spunem tot adevărul despre noi. Atunci când, de fapt, îl recunoaștem. Atunci când în inima noastră nu ne mai rămân colțuri cu lucrurile ascunse. De fapt, noi credem că le ascundem. Era un banc care spunea cândva despre doi oameni care s-au îmbătat atât de mult, se ascundeau de dușmanii lor și s-au îmbătat. Și spune că nu mai vedeau nimic în jurul lor. Și unul spune, măi, Vasile, tu pe mine mă vezi cu nicio înțeamnă că ne-am ascuns bine. De multe ori când închidem ochii la unele lucruri, credem că nici Dumnezeu nu le vede. Credem că, dar Dumnezeu oricum le cunoaște. El vrea ca să-i le spun. Doamne, viața mea mai este o ură. Cum să vorbesc eu cu un iudeu? Păi nici ies. Cum să merg să mă întâlnesc eu cu samaritanul? Când face Domnul Iisus Hristos schimbare în viața noastră, lucrul acesta se cunoaște. Și lucrul acesta s-a văzut în viața acestei femei. Știți de ce? Când a cunoscut că Iisus este Mesia, ea nu l-a ținut numai pentru el. Inima ei a fost plină de bucurie aceasta a mântuirii și plină de dragoste când și-a lăsat pe alea. Și-a lăsat viața și nevoile zilnice. Pentru aceasta a venit căldura aceea. Și avea nevoie de apa aceasta. Spunea, Doamne, am nevoie ca să nu mai vine fiecare zi. Este un necaz pentru mine. Cel mai rău cu care mă tem eu este setea. Eu 6 luni în armată, în timp de vară, am fost fugărit. Dar fugărit, spuneam cuiva, 3 km pe zi aceasta era o desfătare. O cafeauă de dimineață ca să fug. Și cel mai mult fugeam fără apă. Erau băieții care mergeau în bâlhaș și cap și le iau apă. Și atunci când au trebuit să ne primat în Cuba, am spus, nu merg mai pentru asta ia asta, că acolo e căldură și nu mai vreau să mă îndur de set. Este nevoie. Și aș lase setea ei. Nevoie în dragostea aceasta. Pentru cei din jurul ei. De multe ori vrem să facem schimbări mari. Și de multe ori înviruim biserica și societatea în care suntem noi, că nu sunt schimbări. Dar de fapt, nici o schimbare, în primul rând, în inima noastră, ca Dumnezeu să poată să facă schimbări în jurul nostru. Nu trebuie ca să te chinui, să spun așa, mai pe limbajul țărănesc, ca să-i duci pe ceva. Trebuie să chem pe Domnul Iisus ca să pună dragostea lui în inima ta. Și dragostea lui Dumnezeu, pentru că dragostea lui Dumnezeu, spune în Romani, a fost așa, dată câte un pic, a fost turnată în inimile noastre. Prin Duhul Sfânt. Apoi îmi place foarte mult în Tit, în capitolul 3, versetul 6, mi se pare că și Duhul Sfânt a fost vărsat peste noi, fraților. Atunci când îl ai pe Dumnezeu și atunci când inima ți este deschisă pentru Dumnezeu, ești plin de Duhul lui Dumnezeu. Și aceasta se vede în primul rând, prin primul rod al Duhului Sfânt, care este dragoste. Plină de această dragoste, a lăsat totul și a mers și a legat și a spus, veniți și vedeți, nu cumva. Pentru că mie mi-a spus totul. Mie nu mai este rușine de ce am făcut. Eu singur mă mărturisesc cine am fost. Dar Harul lui Dumnezeu. Și spune Pavel, dar sunt ce sunt prin Harul lui. Fraților, de ce ne bucurăm și mergem toți și vom parte la masa Domnului? Așa cum am fost, unul mai păcătos sau altul mai puțin pe rău. Pentru că Harul lui Dumnezeu. A spus, ne-a spus de mare față de noi și noi nu l-am înțeles, fraților, de bine. Bogăția Harului Lui Dumnezeu, glorificația de El, de Lui. În închinarea despre care vorbește ea, Domnul Iisus îi spune despre două adevăruri. Închinătorii adevărați, nu mai contează că vă închinați în muntele acesta sau vă veți închina în Ierusalim. Și două lucruri contează în închinare și în apropierea de Dumnezeu, în dedicare. Pentru că închinarea aceasta înseamnă, fraților, dedicare, predare, a fi închinat lui Dumnezeu. Pentru că deja mai vii la timpul de închinare și cântăm cu gura mai mare sau mai mică.
cu cuvântările și nu de pe din afară sau cum le știm. Dacă noi ne închinăm cu inima noastră. Sunt două lucruri la care dăm un răspuns Domnului Iisus acesta și samaritenilor și ideilor în adevăr samaritenilor care nu se închinau în adevăr și ideilor care se închinau formal și spune în duh și în adevăr. Am fost cu fratele, știți că v-am spus, v-am rugat foarte mult să vă rugați pentru lucrarea din Pitilini. Nu știu, a fost așa o lucrare la care trebuie să ne parcă trebuia să ne întrebăm pentru prima oară. Și a spus, ori de câte ori fac o lucrare împreună cu frații, deci sunt atât de îngrijorat de lucrarea aceea. Ei o fac într-un fel, noi o facem într-un fel. Dar la urmă nu contează aceasta, dar știți, de neorganizare aceasta. Și atunci mi-am adus aminte de un frate care spunea că, de fapt, cel mai bine cuvântat program a văzut atunci când l-a lăsat și Duhul Dumnezeu a condus. Și a spus, Doamne, eu merg acolo și vreau ca Tu să conduci lucrarea de acolo. A fost un har, fraților. Atunci când m-am gândit că am terminat lucrarea și stăm la masă, de fapt, atunci a fost o cercetare. Și Dumnezeu a lucrat pentru lucruri și a fost suflet de care și-au mărturisit păcate. Dar vreau să spun altceva. La timpul de dinare, unii dintre cei care și-au mărturisit păcate, chiar pe nume, a spus, fraților, rugați-vă să mă elibereze Domnul din aceasta. Făceam niște rugăciuni care a spus, aceștia știu să se roage, nu știu. Se părea că era o rugăciune frumoasă. Rugăciune care, probabil, mișcă și cerul, nu numai adunarea noastră. Și acum se află că totul acesta era format. În mijloc era, de fapt, totul stricat în păcat. Închinătorii de aceștia dorește Tatăl care se roage în Duh și în adevăr. Oamenii care trăiesc adevărul și care nu se închină formal. Nu care se roagă la coțul de străzi ca să vadă oamenii, spunea Domnul Iisus despre farisei. Și nu oameni care se roagă oricum, pentru că închinarea noastră, noi ne închinăm și în modul acesta. Ce contează? Bătrânii noștri ne-au spus așa, nu numai decât la Ierusalim. Și pe când Domnul îi spune, în Ierusalim era locul unde trebuiau să meargă, și fratele i-a adus aminte, de cel puțin de 3 ori pe an trebuiau să meargă bărbații. Și în închinare este un statut lăsat de Dumnezeu. În orice care, în felul nostru de a cânta, în felul nostru de a ne apropia de Dumnezeu, este un adevăr în care trebuie să ne apropiem de Dumnezeu care este adevărat, un Dumnezeu mare, nu oricum. Ceea ce contează este că El a cunoscut pe Iisus și este știu că El dar va veni Iisus care ne va spune toate lucrurile. Aici vreau un pic să mă opresc, care ne-a învățat sau care ne va spune toate lucrurile. Noi, credem, spuneam odată o soră, dar nu este bine că Dumnezeu chiar să-L obosesc pe Dumnezeu cu toate întrebările mele. Ba trebuie. Pentru că El ne învață toate lucrurile. Cum să ne comportăm în casa noastră, cum să ne comportăm cu copiii noștri, cum să ne comportăm cu părinții noștri, cum să ne comportăm cu frații noștri în biserică, cum să ne comportăm cu cei care conduc țara în care suntem, cum să ne comportăm în orice domeniu. El ne învață toate lucrurile. De ce ne este ușor să trăim din Domnul Iisus Hristos? Pentru că știm, nu mergem prin neștiință, ci mergem prin cunoștință în Cuvântul lui Dumnezeu. El ne învață toate lucrurile. Atunci a venit ucenicii lui și se mirau de lucrul acesta. De multe ori și noi ne mirăm, nu? Citeam pe internet despre o biserică de 10.000 de membri, probabil ați știut și alții. Eu mai postez lucrurile acestea ca să le vadă și alții. Trebuiau să aibă un păstor, să aducă un nou păstor în biserică și atunci trebuia duminica dimineața să vină păstorul acela și acest frate păstor s-a îmbrăcat într-un haine acestea, așa cum trece pe cineva în stradă și încă 10 metri mai miroasă după el. Merge pe la gunoi, cu ceașător. Și a mers în spatele bisericii, a stat în fața la biserică, mai înainte măcelul de vină, unii au vinecat, unii au mai dat și a mers în spatele bisericii. A mers programul și a spus, acum avem un frate care va fi păstorul bisericii, atunci iese din toată sala, vine în față și spune, eu sunt păstorul. Unii au fost rușinați, au fost genați în felul cum s-a comportat el, a citit Matei capitolul 24. Atunci Domnul va alege pe voi de cap. Și spune, ne vom întâlni duminica viitoare.
ei se mirau. Cum Iisus, Fiul lui Dumnezeu, probabil nu știa ce este femeia aceasta și vorbește cu o femeie. Eu cred că ei ar fi trebuit să fie mirați cum de Domnul Iisus Hristos ne-a ales pe noi niște pescari să predicăm Evanghelia întregii omenii. De lucrul acesta stau și lui. A rămas uimit de marea ta iubire pentru un păcătos neînsemnat. Când în jurul sunt atâția lângeri ce slujesc și când neîncetat. Acesta este mare mirare. Dacă vrem ca să facem o mișcare, dacă vrem ca să facem o schimbare în casa noastră, copiii noștri se întoarcă la Dumnezeu, probabil aici trebuie să înceapă mirare. Doamne Iisuse, te-ai îndurat de mine și ai putut să mă schimbi pe mine, poți să schimbi și casa mea. Și ea poate. Crede în Domnul Iisus și vei fi mântuit tu și casa ta. Aceasta este o promisiune plină de putere, gloria Domnului. El poate să schimbe casa ta. Dacă tu lași el să schimbe inima ta, să spună tot trecutul tău, să nu asculte cum spui, Doamne, acesta sunt. Sunt un fățarnic. Vin la biserică, mă rog, spun băie, dar am atâta ură și încă invidie în inima mea. Sunt așa cum sunt. Și Domnul Iisus face schimbare. E umplit de dragostea lui. Atunci spune, nu te vei mira de faptul că îți este dragul orice frate și orice soră din biserică. Și ai bucuria să stai cu el la masă și de-a de aștept să vii duminica să te întâlnești cu ei și să stai la masa Domnului. Domnul Iisus. Aceasta este o biserică binecuvântată care are nevoie societatea în care trăim noi ca să schimbe lumea. Un frate evreu din Rusia care a compus multe cântări rusești, spune, acum s-a întors la Domnul și spune, prin tatălui s-a întors prin Domnul. Fiind evreu, nu suporta să meargă într-o biserică. Nu suporta, în genere, învățătura despre Domnul Iisus Hristos. Dar în lumea în care trăia el, era urât, era restrâns pentru că era evreu. Și atunci s-a găsit un loc unde s-a simțit bine în căldură și acesta a fost în biserica Domnului. Și atunci a fost mirat că a fost la prima întâlnire și acolo erau ruși, ucraineni, țigani, evrei. Și toți împreună erau împărtășiți acest. Vino și vezi! Cum ne înțelegem toți, moldoveni, țiganii, românii și toți în calitate. Vino și vezi! Pentru că Domnul Iisus ne-a schimbat inimile și ne-a umplut de dragostea Lui. O, Doamne, fie de mult aș vrea ca scaunele acestea să fie pline. Amin, Domnul. Și noi să fim plini de dragostea Lui Dumnezeu. Amin. De Duhul Lui Dumnezeu. În râvna aceasta care a avut-o Domnul Iisus Hristos și a fost singur că a fost plin de râvnă, atunci când ucenicii îl cheamă să mănânce, spune, mâncarea mea este să fac voie ce mai ce-mi doresc. Adică mai mult decât nevoile zilnice, importanța numărul unu, chemarea mea, mandatul meu este ca și astăzi, și ca și mâine luni. Și marți, și miercuri, și joi, și vineri. Și apoi sâmbătă și duminică în închinare din nou. Să fac voia celui ce m-a trimis. Amin. Păi dacă Iisus, fiind Dumnezeu, venind pe pământul acesta, a avut responsabilitatea aceasta. Cu atât mai mult, nu mai când spune, Doamne, am fost onorați să fim chemați, să fim copiii Tăi. Păi am fost onorați, dar aveam și responsabilitate, nu? În tot harul acesta. Care este responsabilitatea mea? Plin de dragoste? Să mă rog pentru frații mei? Întotdeauna sunt geros. Pentru primul an când m-am întors la Dumnezeu și niciodată nu mai pot să mai am timpul acela de rugăciune fervente înaintea lui Dumnezeu. Mi-aduc aminte că m-am întors la Domnul și eram în biserică, la noi erau câțiva bătrâni. Mergeam joi seara, tinerii nu prea aveau timp în biserică, pentru că aveau alte lucruri. Duminica cântau și toată săptămâna se distrau. Dar mie plăcea să merg cu bătrânii acolo, să mă rog împreună cu ei. Și atunci mi-am făcut lecții de rugăciune. Și mă rugam, în fiecare zi avem pentru mă rugam pentru. Și Domnul făcea schimbări. Nu am spus numai decât după lista aceea de rugăciune. Dar avem dragostea aceasta. Și ce vreau să vă provoc, este ca în dragostea aceasta de întâi, ceea ce Domnul Iisus vrea ca să fie, spune bisericii de creștini, întoarce-te, ai toate lucrurile smântate, am ceva împotriva ta, este pentru că ți-ai părăsit dragostea de tine. Nu mai iubești ca așa, pe Domnul și pe frații și lucrarea, nu mai iubești așa. Adu-ți aminte de unde ai crezut, dar
Pentru că este o cădere. Atunci când nu mai iubim, este o cădere. Este un scurt circuit undeva în viața noastră. Și nu mai iubim așa. Haideți să întrebăm pe Domnul în seara aceasta. De ce nu mai iubim așa? De ce mai avem plăcere în a face cu voia Domnului? Avem probleme. Domnul Iisus spune, mai mult decât probleme, este că mai mult decât mâncare, sau mâncarea mea, hrana mea, respirația mea, în fiecare zi este să fac în voia celui ce m-a trimis. Voia celui ce m-a trimis pe mine. La capitolul acesta, încă n-am ajuns să vedeți pe Domnul așa. Și nu știu dacă am trăit vreodată așa. Am fost cercetat însă de doi frați care erau misionari în Rusia, în Sibir. Și spuneau, erau momente, fraților, când nu mai avem ce mânca în misiunea aceasta, spuneau că amețeau atunci când se plecau să-și lege șnoroacele la pantofi. Amețeau de foame, dar făceau lucrarea de Dumnezeu. Care este problema? Sau nevoie atât de mare care mă împiedică să fac lucrarea celor ce m-a trimis. Domnul Iisus caută să trezească râpul aceasta în ucenic și spune, nu ziceți voi că mai sunt 4 luni până la seceriști, probabil vorbiți să reiei despre seceriști pe drum și Iisus continuă o spune, iată, eu vă spun, ridicați ochii și priviți hodele care sunt albe acum, gata pentru seceriș. Sunt gata pentru seceriș acum. Eu când am copilărit la noi în sat, când era CAP-ul, recunosc la Mireasul Corbăt, mi-aduc aminte că în perioada aceea de seceriș, nici benzina nu trebuie să vindea pentru mașină, dacă aveai mașina ta. Pentru că era strânsă toată motorină acolo, ca nu cumva să fie nevoie de seceriș, zile de seceriș, să fie roada prea mare și să nu ajungă combustibilul. Era atât de serioasă lucrarea aceasta. Și Domnul Iisus compară lucrarea secerișului cu lucrarea aceasta de evanghelizare când oamenii se vină la Hristos. Într-adevăr, fraților, noi mergem, așa cum spuneam, ne-am rugat pentru familia aceasta, de multe ori mergem și secerem acolo unde noi n-am semănat. Este o bucurie. Pentru că nu este mai mare bucurie. Un frate care a scris o carte, care a scris-o, am citit în limba rusă, era scris multă rugăciune, multă putere, și a spunea, eu n-am văzut o biserică care să se întărească mai mult decât prin studiul din momentul în care Dumnezeu face trezit și oamenii se întorc la Dumnezeu. Este adevărat ca o înfioare în lucrare atunci când merge în lucrarea lui Dumnezeu. Și frații care merg, și atunci merg, cunosc lucrul acesta. Atunci când mergi și vezi că oamenii îl caută pe Iisus și vin la Iisus și au nevoie și strigă la Iisus după mântuire. Nu este mai mare bucurie. Nu este mai mare înviorare și zidire spirituală a fraților. Domnul Iisus spune că avem harul acesta. Ca să secerăm ceea ce poate părinții noștri, bunii noștri au semănat. Ceea ce au lucrat frații noștri antinergători. Fraților, de ce oare să ne lenevim acum? Când hodele sunt gata de recoltă, când trebuie să mergem să secerem, care este problema numărul 1? Că nu v-ați terminat casele? Fraților, eu nici am început-o și nu știu dacă voi începe pe pământul acesta. Sau alte probleme? Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui și toate aceste lucruri care sunt importante. Hrana și îmbrăcăminte, despre asta vorbește Domnul Iisus. Nu mașinile care mi-e plac nou, sau nu știu ce, pentru că și mie plac multe mașini. Dar Domnul Iisus spune lucrurile importante pentru care trebuie, de fapt, să ne îngrijorăm noi sau Apostolul Pavel spune, de fapt, dacă avem ce să ne îmbrăcăm și ce să ne mâncăm, este de ajuns. Amin. Este de ajuns. În toată criza aceasta, în Atena, încă n-a fost o zi în care să stăm la masă și spune, am vrut astăzi să mâncăm și n-am avut de mâncare. Slăviți să fie Domnul. Amin. Că s-a îngrijorat de aceasta. Atunci, ce înseamnă? Că eu trebuie în fiecare zi să caut Împărăția lui Dumnezeu și nu numai. Și neprihănirea lui, adică să trăiesc în curăție cu Domnul meu. Și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Ultimul gând care vreau să închei și spuneam că eu nu voi îngrești timpul acesta, dar Domnul ne-a dat har ca și în seara aceasta să avem un moment în care să ne gândim într-adevăr. Nu numai să ne gândim, dar să venim înaintea Lui cu cercetare și aceasta
Mulți animalieni din cetatea aceea au crezut în Iisus din pricina mărturiei femeii care a zis, mi-a spus tot ce a făcut. Când a venit samaritenii la el, l-au rugat să rămână la ei și el a rămas acolo două zile. Mult mai mulți au crezut în el din pricina cuvintelor lui și ziceau femeii, acum nu mai credem din pricina spuselor tale, ci din pricina că l-am auzit noi înșiși și știm că acesta este adevăratul Hristosul, Mântuitorul nostru, Mântuitorul lumii. Când îl cunoști pe Iisus, îți dai seama că El nu este mai a tău. Îți dai seama că și vecinul tău și cel de la muncă și cel din orașul tău are nevoie de Iisus, Mântuitorul lumii. În Faptele Apostolilor, când ucenicii au început să predice Evanghelia și Domnul Iisus când îi vorbește lui Petru să meargă să predice neamurilor, a fost geloși și evreii. Cum așa? Să meargă la neam. Și samaritenii care se bucură de harul acesta spun, El este Mântuitorul lumii. Nu numai evreilor, nu numai samaritenilor, dar a lumii. Atunci când Domnul Iisus se predica de neață, te scoate din groapa aceea plină și îți dai seama că ai fost onorat și a fost harul lui Dumnezeu că te-a scos de acolo. Spui, de harul acesta, au nevoie și alții. De fapt, când realizezi lucrul acesta, ești plin de râmbă aceasta ca să vedem să predici pe Iisus. Nu eu am fost vrednic. Zici, Doamne, îți mulțumesc pentru mântuirea care mi-ai dus-o mie. Pentru că a trebuit să-mi aduci mie. Și așa a fost. Și nu numai. Ci tuturor celor care sunt în acest timp, că atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat că lumea întreagă a iubit-o. Fraților, dragostea aceasta, Iisus, vrea să o arate în societatea în care trăim noi, prin noi, prin cei care l-am cunoscut pe Iisus. Acum credem. Nu că mi-a spus cineva că i-a schimbat viața. Eu acum cred în Iisus pentru că m-am întâlnit cu El. Și am înțeles că El este Mântuitorul de care aveam eu nevoie. Și de acum sunt întâlnit. Și niciun necaz. Și fratele Nicolae zice, cine ne va despărți de dragostea aceasta? Nimeni. Nu este nimic mai mult ca să ne îndrăgostim în Iisus și să cunoaștem pe El. Și am cunoscut că El poate să-i salveze și pe alții. Ce voi face eu cu mesajul acesta? Ce vom face noi cu mesajul acesta? Vă spuneți că e un mesaj bun. Ne rugăm pentru acest mesaj. Miercuri, postim toată ziua și ne rugăm. Sau mergem să spunem, veniți să vedeți un om care mi-a spus că am fost un păcătos, am fost un ticălos și am avut atâtea lucruri care mi-au fost băbăt, dar El mi-a schimbat viața. Glorificat să fie numele Lui. Amin. Apa care îți voi da eu, spunea Iisus, față și mie în viața veșnică. Vei fi plin de dragoste aceasta atunci când îl lași pe Iisus să-ți umple inima. Amin. Amin.